Mulți români se confruntă cu un nou val de facturi întârziate, de data aceasta la gaze. Multe dintre ele sunt cu valori negative. Autoritățile spun că acest lucru este normal, deoarece legislația a fost schimbată prea des în ultimul an. După haosul facturilor la energie electrică, acum a venit rândul celor de la gaze. După ce nu le-au primit mai multe luni, acum românii se confruntă cu un adevărat val al facturilor care vin una după alta, iar multe dintre acestea sunt chiar pe minus. Tot mai mulți români sunt în situația în care primesc mai multe facturi la gaze pe minus, spun cei de la ANRE. De exemplu, un consumator a primit 3 facturi cu valori cuprinse între 50 și 200 de lei, toate cu valori negative. În acest caz, spun cei de la Autoritatea Națională pentru Reglementare în domeniul energiei, consumatorul nu trebuie să facă nimic, ci doar să aștepte recalcularea din partea furnizorului. În anumite cazuri, consumatorii chiar își pot obține banii înapoi. Legea prevede că în cazul în care este o diferență de plată mai mare de 100 de lei, respectiv ar trebui să plătească furnizorul mai mult de 100 de lei, furnizorul este obligat să o returneze cumva din oficiu. În cazul în care este mai mică, rămâne la furnizor și se scade din facturile ulterioare, iar sigur că dacă consumatorul are altă opțiune, poate să discute cu furnizorul. Președintele ANRE a declarat pentru Antena 3 CNN că problema ar veni de la schimbarea frecventă a legii pe tot parcursul anului trecut. Furnizorul de gaze naturale trebuie să calculeze factura în așa fel încât să-i factureze consumatorului final cel mai mic preț dintre prețul plafonat, prețul contractual și prețul final, așa cum sunt ele definite în Ordonanța 27. După 9 luni de facturi întârziate sau greșite, românii s-ar putea să primească facturile la zi, începând cu luna viitoare. Din informațiile pe care le am, și aș putea spune că sunt chiar de astăzi, situația este rezolvată practic la toți furnizorii. Cert este că în această lună, până la sfârșit, toate lucrurile vor intra în normal. Conform ANRE, peste 200.000 de clienți au primit facturi cu regularizare pe minus în ultima perioadă.